Autostrada spre Moldova se amână, CNA era desemnat abia anul viitor, constructorii celor trei loturi dintre Ploiești și Buzău. PNRR prevede ca până în 2024 jumătate din autostradă să fie deja construită. Serghei Tihanovski, soțul liderei opoziției din Belarus, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru organizarea de tulburări în masă și incitare la ură socială, scrie Reuters. Nuclear Biscuit este un nou joc pentru realitate virtuală care permite utilizatorilor să ia locul lui Joe Biden în timpul unei crize nucleare. În joc ai 15 minute să eviți o criză globală și să vezi cu ochii tăi biroul oval și bunkerul de sub Casa Albă. Elon Musk a anunțat că Tesla va accepta de acum plata cu Dogecoin, o monedă virtuală pe care a mai lăudat-o în trecut. În doar câteva minute după anunț, Dogecoin a crescut cu 25%.